campanie de donare de sânge astăzi la Călăraș. Așa este, cea mai mare campanie de donare de sânge, unde partener este și Consiliul Județean și echipa Spitalului Județean care s-a alăturat și Centrul de Transfuzii și de Donare de Sânge din județul Călăraș. Dumneavoastră sunteți un exemplu, pentru că știm că ați mai donat și sunteți și astăzi aici. Da, așa este. De ziua donatorului am fost prezent și am donat sânge și iarăși mă alătur acestei campanii să donăm pentru toți românii de care au nevoie de acest sânge pe care noi astăzi, în această campanie națională, o vom face. Un mesaj pentru cei care nu au donat până acum niciodată, din diverse motive. Să aibă încredere și să-și ajute semenii și să doneze și ei pe viitor. Încep să conștientizeze faptul că nevoia de sânge este dincolo de orice altă idee preconcepută sau de nu o faci neapărat în beneficiu cuiva. O faci poate chiar în beneficiu tău. E un subiect pe care noi ar trebui cumva să nu-l dezbatem foarte mult, ci ar trebui făcut dintr-o naturalețe, din conștiința fiecăruia. Și campania pe care am proiectat-o, sau modul în care am adus campania națională a celor de la Digi și pe baza căreia ne-am organizat, ne dă cumva certitudinea că oamenii vor face asemenea lucruri și pe viitor. Vor veni. Și ce vă pot promite, că nu în propriu sensul, mă feresc în general să spun de promisiuni, dar aici este o certitudine, vom face asemenea acțiuni și, și în alte situații generate de alte evenimente pe care le gândim sau le lipim unor la un festival, la orice altceva. Un mesaj pentru cei care nu au donat niciodată și, nu știu, au o teamă. Cred că teama de a nu avea sânge ar trebui să fie demolată sau ar trebui să o aibă mereu în vedere. Temerile noastre, în general, sunt niște temeri axate pe percepții minore, pe nimicuri, în esență. Ar trebui să le lăsăm la o parte, având în vedere faptul că atunci chiar poți salva o viață și ar trebui să te gândești că și dacă atunci când tu ai avea o nevoie cuiva, ea ar fi teamă să acționeze, ce s-ar întâmpla cu tine? Adevăr, trebuie să fim și noi alături de această acțiune. O acțiune, după părerea mea, și nu vreau să anticipez, dar cred că o să depășească așteptările. Mă uit că oamenii au venit și în număr foarte, foarte mare. Prin publicitatea pe care noi am făcut-o, să fim alături de această acțiune și tu poți să donezi, să salvezi o viață. Este o chestiune importantă pentru fiecare. Și să nu uităm că oricând cineva dintre noi sau aparținătorii familiilor pot să aibă la un moment dat nevoie de sânge și asta trebuie să fie o chestiune conștientizată de toată lumea. Într-adevăr, în completarea colegului meu, aș vrea să mulțumesc colegilor noștri din Consiliul Județean care s-au mobilizat exemplar și în ceea ce privește organizarea și, după cum vedeți, sunt circuite foarte bine puse la punct, dar și în ceea ce privește mobilizarea. Să știți că sunt venite persoane din tot județul, inclusiv din Oltenița, unde am reușit să mobilizăm și un număr destul de important de cetățeni din Oltenița au venit să doneze. O acțiune absolut nobilă, sunt bucuros și mândru că fac parte și iau parte la această acțiune. În câteva minute chiar voi dona și eu sânge. Un mesaj pentru cei care nu au donat niciodată? Să-și înfrângă, eu știu, frica sau teama de a dona. Prin acest gest să se gândească că pot salva o viață și că pot face acest lucru oricând la Centrul de Transfuzii Călăraș și nu este obligatoriu să aștepte atunci când organizăm o campanie. Da, suntem parteneri, suntem alături de ei, de inițiatori, împreună cu Consiliul Județean. Da, așa cum spunem, avem același sânge, ne bucurăm că au venit atât de mulți să doneze. Este un act de normalitate, ar trebui să facem mai des, ar trebui să conștientizăm că la o anumită perioadă să mergem să donăm sânge, pentru că avem nevoie de sânge. Oricare dintre noi, la un anumit moment, poate avea nevoie de sânge și este bine să-l aibă în stoc, este bine să găsim și să putem să beneficiem de o intervenție la momentul respectiv în care să ne facem griji că nu avem sânge. Un mesaj pentru cei care nu au donat niciodată, din diverse motive.
Deci eu le spun că ar trebui să doneze pentru că avem nevoie de sânge, avem nevoie să facem oameni bine și să facem un gest umanitar, pentru că numai așa, uniți, putem trece mai departe. Eu le mulțumesc pe această cale celor care au donat, le mulțumesc colegilor din primărie, din Consiliul Județean și tuturor, pentru că acest gest înseamnă foarte mult, înseamnă viață. Vrem să știm cât de greu este să organizați o astfel de campanie. Este foarte greu, dar este foarte frumos, este foarte multă emoție, este foarte multă bucurie, pentru că putem să contribuim la ceva atât de important. Știm cu toții, o donare de sânge poate salva 3 vieți. Astăzi, după cum puteți vedea în spatele meu, foaierul Centrului de Cultură, care până acum găzduia expoziții, spectacole, ateliere de lucru. Casa lui Moș Crăciun. Casa lui Moș Crăciun, exact, la Târgul de Crăciun, astăzi s-a transformat într-un spital mobil, să spun așa, un centru de transfuzii mobil. Avem aici 12 paturi la care se lucrează intensiv. De câteva zile ne pregătim. Avem partenerii care ne-au ajutat, spitalul care ne-a ajutat cu paturi, ambulanța care ne-a adus o ambulanță și personal medical, centrul de transfuzii, bineînțeles, care a venit cu aparatura și cu toate materialele. Digi24, care este inițiatorul acestei campanii la nivel național, cu toții ne-am unit forțele pentru a ajuta oameni. Totul este despre oameni și a ajuta oameni. Aș vrea să știu părerea dumneavoastră despre oamenii care sunt astăzi aici să doneze într-un număr destul de mare, după cum putem observa. Așa cum am menționat și anterior, eu le mulțumesc tare mult și sunt încântată pentru gestul lor deosebit și pentru ajutorul acordat. Ajutorul ăsta nu este pentru noi special, este pentru toți cei care au nevoie și să salveze o viață. O viață, dacă ai salvat, e o mare mulțumire și o mare realizare în viața ta personală și profesională, nu mai vorbim. Cu siguranță fiecare dintre noi de-a lungul timpului am avut un prieten, o cunoștință, o rudă care a avut nevoie de sânge și știm ce înseamnă acest strigă de disperare al persoanelor care au nevoie de sânge. Noi transmitem de regulă mesajele astea și în timpul actului medical, chiar și atunci când e nevoie și atunci când nu e momentul ăla nevoie. Pentru a avea o anumită bază, trebuie să ai în mod constant un număr de donatori, lucru care se poate realiza cu ajutorul dumneavoastră mass media, cu a nostru doctorilor, să le explicăm că e un lucru benefic și e un lucru foarte bun și pentru sănătate. Cine nu are contraindicații, nu are de ce să aibă emoții pentru acest gest minunat. A fost dificil să organizați această campanie? Nu pot să spun că a fost dificil. Toți cei care le-am cerut sprijinul au venit și inclusiv unitatea de primiri urgențe, a cărei coordonator sunt, a spus da la orice au avut nevoie și suntem încântați că am putut să ajutăm. Și ambulanța Călăraș se află alături de cea mai mare campanie de donare de sânge la Călăraș. Da, într-adevăr, ne-am alăturat și noi demersurilor inițiate de Digi și de Consiliul Județean. Ca întotdeauna suntem gata pentru ajutor. Am organizat un post de prim ajutor în cazul în care donatorilor li se face rău. S-a întâmplat până la această oră? Da, am avut două cazuri ușoare, scăderi de tensiune, întrucât volumul donat nu a fost înlocuit. Oamenii trebuie să știe că înainte de donare trebuie să consume lichide multe, de preferință Coca-Cola, apă, ca să-și refacă volumul circulant care se pierde prin donare. Cât de important este ca oamenii să doneze sânge? Sângele este un produs care nu poate fi substituit de produse de sinteză, astfel încât singura sursă este donarea. Și atunci, dintr-o singură pungă de sânge, putem ajuta până la 3 vieți. Pentru că sângele se separă, nu se transfuziază integral și este folosit într-o multitudine de situații, cum ar fi accidente, politraumatisme, după nașteri, când există sângerări în postpartum, la pacienții oncologici, o multitudine de situații care necesită sânge, iar acest sânge nu poate fi substituit cu nimic altceva. Vom spune vreodată, avem suficient sânge? Nu cred. Din experiența mea
Nu există țară în lume unde să fie suficient sânge. De aceea oamenii trebuie să fie conștienți că trebuie să doneze periodic, nu doar la campaniile acestea organizate de mass media, ci să și programeze în cursul anului 2-3 donări cel puțin, lucru care îi și ajută să înlocuiască celulele îmbătrânite cu celule tinere, ceea ce scade riscul de tromboze. Nu putea lipsi Crucea Roșie de la această campanie? Da, bineînțeles că nu putea lipsi. De data asta nu am venit cu voluntari, pentru că sunt foarte mulți voluntari aici și ai mei cum sunt elevi, ar fi fost mai greu pentru ei. În schimb, am venit cu un alt fel de susținere. Am adus cafea, am adus sucuri, am adus dulciuri pentru persoanele care vor să doneze sau persoanele care deja au donat și trebuie să mănânce ceva după această acțiune. Astăzi ne-am alăturat celei mai mari campanii de donare de sânge, avem acela sânge și, după cum bine știți, noi deja am avut o campanie de același gen. Într-adevăr, ne așteptăm astăzi la peste 500 de persoane care vor dona și, după cum vedeți și dumneavoastră, și după cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr este o campanie și va fi o campanie de succes. Nu ne vom opri aici. Sperăm ca din două în două luni să putem face o asemenea campanie și să fim alături de semenii noștri. Și mie mi-a fost teamă la început să donez, dar totul are un început și îi încurajez cu mare drag să vină alături de noi, să vină alături de oameni, să vină alături de toți cei care au nevoie De sânge. Așa cum scrie și pe tricoul dumneavoastră, fi un salvator de vieți. Este cea mai mare campanie de donare de sânge realizată la Călăraș. Cum privesc oamenii? Cum sunt oamenii? Spre bucuria noastră și spre mulțumirea noastră, foarte bine. Oamenii sunt aici de la ora 7:30 de dimineață. Ne așteaptă, sunt încântați și păstrează rândul. Adică pentru noi e o mare bucurie și știm că sângele acesta chiar va salva vieți. Nu există în momentul de față, din păcate, niciun înlocuitor pentru sânge. Și așa că fiecare dintre noi ar trebui să ne mobilizăm și să fim aproape de cei aflați în dificultate. Avem aici o femeie puternică. Ați mai donat? Da, am mai donat. Cred că e a patra oară de când am donat. Vreau să spun că de fiecare dată am donat pentru prieteni care erau în nevoi. Am o grupă de sânge destul de rară, 01 cu RH negativ și de fiecare dată sunt sensibilă la lucrurile astea pentru că știu cât de mult contează. Am răspuns cu multă plăcere la treaba asta, sunt curajoasă, a decurs foarte frumos, sunt foarte pregătiți și felicitări organizatorilor. Un mesaj pentru cei care nu au mai donat niciodată și au o teamă de ace sau teama de a dona sânge? Da, nu este nimic, nu simți absolut nimic, am felicitat-o pe doamna doctoră, absolut n-ai nicio treabă. Simte că ajuți și salvezi o viață și atunci trece toate gândurile rele de ace sau de orice altceva. Nu mai e nicio durere atunci. Ne bucurăm tare mult că avem sala plină. Avem o sală frumoasă, mare, încăpătoare, cu 12 paturi. Ne așteptam să vină lumea și ne bucurăm că lumea este alături de noi astăzi. Ne dorim să vină și în zilele următoare, pentru că nevoie de sânge este și mâine, și poimâine, și în fiecare zi. Da? Sperăm în urma donării, în urma acțiunii de astăzi, oamenii să vadă că donarea de sânge nu este chiar un act greu, da? Este ceva ușor. Și sperăm să revină și la centru, da? Astăzi sunt prezent aici datorită faptului că domnul manager, domnul Cristi, m-a invitat și am înțeles că trebuie să fim și noi solidari cu cei care au nevoie. Știm că e mare nevoie de sânge pentru cei care suferă și, iubindu-ne semenul, noi am înțeles că trebuie să dăm o șansă la viață altcuiva. Eu mă implic în multe lucruri de binefacere, în ajutor celor care sunt în nevoie și de aceea... Puteți să-mi dați câteva exemple? Pentru cei sărași care nu au de foc, nu au de mâncare. Multe lucruri în care sunt pentru ei benefice și noi venim în sprijinul lor. Și astăzi, cu o grupă foarte mare din comuna Alexandru Dobescu, ni s-au alăturat și au înțeles că acest proiect trebuie susținut de noi toți. Și de aceea am
căzut de cuvință, că trebuie să înțelegem că dacă o picătură de sânge poate da o șansă la o viață altcuiva. Cu siguranță și dumneavoastră ați avut de-a lungul timpului cunoștințe, prieteni, rude poate, care au avut nevoie de acest medicament care nu se fabrică și nu se găsește în farmacii. Acum 4 luni tatăl meu a avut nevoie chiar de sânge și atunci mi-am dat seama și acum mi-am dat mai mult seama când ajungi în faza în care depinzi de altcineva ce trebuie să fac eu când sunt în viață. Plus de asta, noi ca oameni, donând sânge, ne facem bine și nouă pentru sănătatea noastră. Și jandarmeria este astăzi aici. Da, bineînțeles, întotdeauna la datorie și trebuie să fim alături tot timpul. Ce vă motivează să donați sânge astăzi? Mă motivează numai gândul că, na, până la urmă și la urmă, toți suntem oameni și toți avem nevoie uneori de ajutor și plus de asta trebuie să-l facem involuntar, adică să ne oferim din propria inițiativă. Cine a avut această inițiativă ca echipa Dunării să fie aici astăzi? Avem o colaborare foarte bună cu managerul spitalului, administratorul public. Am aflat de această inițiativă a dânsului și am zis să venim și noi să dăm o mână de ajutor, pentru că nu se știe viitorul ce ne rezervă și atunci trebuie să avem stocuri de sânge pentru eventuale nevoi. Dumneavoastră ați mai donat până acum? Da, am mai donat. Astăzi am venit alături de toți colegii mei să participăm la această acțiune umanitară, frumoasă, pentru salvarea de vieți omenești. Cum priviți acest? Am venit ca să ajut lumea, donând sânge, sperând să-i ajut cel mai bine. Ați mai donat până acum? Nu, e prima dată. Da. O veți mai face? Sigur că da. Ai mai donat până acum? Nu, este prima dată. Ce te motivează să fii aici? În primul rând este sănătos și pentru mine și în al doilea rând să ajut oamenii care au nevoie de sânge. Timpului s-a întâmplat ca un prieten sau o rudă de-a ta să aibă nevoie de sânge? Un prieten și o rudă, din fericire, nu, dar am tot văzut anunțuri prin media și mă emoționau așa puțin și de aceea am venit astăzi. Și Smurdul donează astăzi? Da, da, ca întotdeauna. Pentru a câta oară? E pentru mine prima, că doar ce am împlinit 18 ani, dar sigur colegii mei fac asta constant. Un mesaj pentru cei care n-au donat și au, nu știu, o teamă de a dona? N-ar avea de ce să aibă vreo teamă, să-și ia inima din și să ajute. Din contră să nu mai beneficie. Exact. Ajutăm și poate la rândul nostru avem și noi nevoie de ajutor. Facem un gest umanitar, bine pentru populație, pentru cei care au nevoie, suntem alături. Ați mai donat până? Nu, este pentru prima dată. Pentru a câta oară donezi? A 8-a sau a 9-a oară, sunt donator destul de vechi și frecvent donez. Ce părere aveți despre campania inițiată? E o campanie foarte bună. Chiar trebuie organizate mai multe campanii de genul și lumea se vine la donare. Observ că urmează să donați? Da. Ați mai donat până acum? Nu, niciodată. Și ce v-a motivat să fiți astăzi aici? Niciodată nu e prea târziu. Întotdeauna poți să faci un bine. Și asta cred că e suficient. Că nu se știe niciodată când vom avea și noi nevoie. Întotdeauna, atunci când au fost campanii de donare de sânge, militarii, pompierii, salvatorii, prin definiție, nu s-au dat niciodată la o parte. Și în această zi am venit, suntem un grup numeros, aș putea spune, și am înțeles demersul făcut de către organizatori, de către autoritățile locale care au pus umărul să fie posibil această donare de sânge. Și bineînțeles că așa cum fiecare picătură de sânge contează și noi pompierii facem toate eforturile și încercăm pe cât posibil să ajutăm, știm din misiunile noastre că este foarte important pentru oamenii care au nevoie și sunt în spitale să primească acest sânge atât de important atunci când este nevoie de el. Știți că de fiecare dată spunem prezent tuturor inițiativelor Consiliului Județean, așa cum ne-ați văzut și data trecută într-o campanie personală pentru un prieten, așa am spus prezent și astăzi aici la donat de sânge. Știm că acest lucru contează foarte mult, de suntem prezenți ori de câte ori este nevoie de noi. Ce vă motivează să fiți astăzi aici? Focusem colegul. Să facem un bine. Asta ați ne mai donat? Da, mai donat.
Da. Se întâmplă ca de-a lungul timpului să fie avut în familie sau prieteni care da, să fie avut... Am avut în familie, da. Și pentru asta sunt pro-donare. Donez sânge de aproximativ 15 ani. În fiecare dată când e o campanie de asta sunt prezent. Felicită. Acum am venit tocmai din Anglia. Din Anglia am venit. Special ca să donați sânge? Da. Special să donezi și sânge. Un exemplu de da. Un mesaj către cei care nu au donat niciodată, indiferent de motiv. Să aibă curaj și să vină să doneze, că e un bine pentru cei care se află nevoie de sânge. Da. O am lângă mine pe Carina Staicova, o cunoașteți pe Carina Staicova și ne-am întâlnit astăzi și aici la donare de sânge. Este cea mai mare campanie de donare de sânge inițiată la Călăraș și te afli aici ca să donezi. Da, bineînțeles, mă aflu aici ca să donez pentru că cred că e bine să ne ajutăm seminii. Și plus că ne ajută și pe noi, că ni se fac toate analizele, ni se face un control medical. Nu știu, poate pentru mine în cazul acesta nu contează că primesc bănuți, dar pentru alții contează și asta, bineînțeles. Și fiind președintele Asociației Pământeni, ne-am ocupat, după cum știți, probabil spectatorii știu, că ne-am ocupat ultimul an de refugiați din Ucraina și când au auzit refugiații de această campanie, au spus că și ei o să vină cu drag într-un număr destul de mare, zic eu. Pentru că ei spun că au primit ajutor mult de la călărășeni și vor să răsplătească cum pot și ei. Ne bucurăm să vă vedem astăzi aici, la cea mai mare campanie de donare de sânge organizată la Călăraș. Și noi, și tocmai de asta am și venit aici, într-un număr foarte mare, pentru că toți, până la urmă, avem același sânge, nu? Așa este. Ați mai donat? Am mai donat. Suntem cel puțin lumea moto. Suntem niște donatori frecvenți de sânge, adică întotdeauna suntem solidari cu oamenii care chiar au nevoie. Vă felicit pentru acest lucru și un mesaj pentru cei care n-au donat niciodată, indiferent de motivul pentru care au ales să nu o facă? Să doneze. Totuși să se gândească și la oamenii care chiar au nevoie de ajutor, din punctul nostru de vedere. Este, din punctul meu de vedere, un gest solemn.